În munții Blue Ridge din Virginia, Desmond trăiește cu familia sa, fratele său Hall, mama sa foarte religioasă Berta și tatăl său Tom, care a fost un soldat. Tom a luptat în primul război mondial și nu a mai fost niciodată la fel de când s-a întors. Bea mult și trauma lui îl determină să fie violent față de familie, așa că Berta trebuie să le explice copiilor că tatăl nu-i urăște, se urăște doar pe sine. Desmond și Hall se înțeleg bine și pleacă împreună într-o aventură în munți, dar încep lupte pe care Tom le permite pentru că nu trebuie decât să-l pedepsească pe învingător. Într-o după-amiază, Desmond se apără cu o cărămidă, aproape omorându-l pe Hall. Din fericire, băiatul supraviețuiește, dar experiența de a ucide pe cineva îl lasă șocat, neajutat de mama lui, care îi amintește că uciderea este cel mai mare păcat. 15 ani mai târziu, în timp ce ajută biserica locală, Desmond vede un accident pe stradă și se grăbește să-l ajute pe rănit. După ce a pus cureaua în jurul piciorului ca să-i oprească hemoragia, Desmond îl duce la spital, unde medicul îl felicită pentru că a salvat viața omului. Desmond ajunge să vadă munca asistentelor și a medicilor și să înțeleagă ce înseamnă. A visat mereu să devină medic, dar nu a primit niciodată o educație adecvată. În acea zi, o întâlnește și pe asistenta Dorothy și imediat se îndrăgostește de ea, acceptând chiar să doneze sânge pe loc, doar pentru a vorbi cu ea. A doua zi, Desmond se întoarce la spital îmbrăcat în mod elegant, pentru a vorbi cu Dorothy și îi cere să iasă. Prima lor întâlnire este în regulă, deși el încă nu știe să vorbească cu femeile și Dorothy ar fi preferat să o întrebe înainte de a o săruta fără avertisment. De atunci, cei doi încep să aibă o relație frumoasă și Desmond învață mai multe despre medicină, datorită cărților pe care le dă fata. Câteva zile mai târziu, Hall anunță că s-a alăturat armatei pentru a lupta în al doilea război mondial și că nu i-a spus familiei înainte de a face fapta pentru că știa că vor obiecta. Se pare că are dreptate. Mamei nu-i place ideea pentru că uciderea este împotriva religiei, iar văzându-l pe Hall în uniformă, provoacă trauma lui Tom, care cere fiului său să părăsească camera. Curând după aceea, Desmond îi spune lui Dorothy că vrea să se înroleze și el, dar ca medic. Pentru a rezolva lucrurile, el decide să-i ceară lui Dorothy să se căsătorească și acceptă. Data stabilită este cea din primul concediu. Mai târziu, Desmond merge să vorbească cu Tom, care se află la cimitir pentru a vizita mormintele celor mai buni prieteni ai săi, care au murit în război. După ce a dezvăluit despre cât de proști au fost, Tom spune că nu vrea să-și îngura pe copiii și spune că Desmond nu poate supraviețui numai cu credințele sale. În ziua în care Desmond pleacă la Fort Jackson, Dorothy dă o Biblie cu poza ei înăuntru. Odată ce ajung la fort, Desmond îi întâlnește pe toți, inclusiv Smithy, care îl numește fasole în timp ce se joacă cu un cuțit. Sergentul care le este repartizat este Howell, care ia pe toți prin surprindere când sosește cu un strigăt, lăsând cuțitul să se înfigă în piciorul lui Smithy și fără să lase timp să se îmbrace un alt soldat. Howell este un sergent stereotip, care strigă la toată lumea și insultă pentru aspectul lor, ceea ce îl face pe Desmond să râdă. Sergentul nu scoate cuțitul din piciorul lui Smithy până când nu termină de urlat și îl pune pe soldat să înceapă să se antreneze dezbrăcat ca pedeapsă pentru că nu s-a îmbrăcat la timp. În timpul antrenamentului lui Desmond, face un nod ciudat, dar excelează la cursa cu obstacole datorită vieții petrecute în munți. Adevărata problemă vine când trebuie să pună mâna pe o armă și refuză să ia o pușcă. Howell îl duce pe Desmond la capitanul Glover în biroul său și Desmond îi explică că nu ar fi trebuit să poarte o armă și că nu ar fi trebuit să-l trimită la o companie de pușcași, deoarece este un obiector de conștiință. El mai spune că este adventist, așa că nu poate să lucreze sâmbăta, deoarece este sărbătoarea lui. Glover consideră că totul este ridicol și crede că nu poate fi de încredere în luptă, așa că îl trimite la secția 8, eliberându-l din motive psihiatrice. După aceea, Howell le spune soldaților că Desmond este un obiector de conștiință, spunând că nu se poate baza pe el în luptă. Seara, înainte de a merge la culcare, Smith ia Biblia lui Desmond și încearcă să-l provoace, dar el nu reacționează și ia Biblia înapoi după ce a spus te rog. A doua zi, el este supus unei evaluări psihice, explicând că nu aude vocile sacre, dar că este doar un credincios ferm, nu un nebun. Medicul ajunge la concluzia că Desmond este în regulă și nu se califică pentru secțiunea 8, ceea ce înseamnă că îi se permite legal să lucreze ca medic de luptă, atâta timp cât se descurcă bine în toate celelalte domenii ale pregătirii sale. Glover încă vrea ca el să plece și ordonă lui Howell să-l țină în cazarmă. De atunci, Desmond este forțat să facă treburi istovitoare, precum curățarea băilor. De asemenea, Howell întoarce patul lui Desmond cu susul în jos, în timp ce informează pe toți că nu vor avea o zi liberă, dând de înțeles că este vina lui Desmond. A doua zi dimineață, Howell vede starea lui Desmond și sfătuiește sincer să renunțe pentru binele său, dar el refuză.
Mai mult, nu vrea să-i dea sergentului numele celor care l-au bătut și chiar nu recunoaște că a fost bătut și dă vina pe un incident. Când pregătirea unității s-a conclus, toată lumea este liberată pe licență, cu excepția lui Desmond, care este arestat pentru insubordonare. Dorothy așteaptă la altar, dar este sigură că s-a întâmplat ceva, pentru că Desmond nu i-ar fi făcut niciodată asta. În celula lui, Desmond ajunge să aibă o criză de nervi, dar rămâne calm când Glover vine să-l viziteze. Capitanul vrea ca acesta să se declare vinovat pentru a putea fi eliberat fără acuzații, dar el refuză oferta pentru că este ferm în convingerile sale. Mai târziu, primește o vizită de la Dorothy, care îi cere să nu mai fie mândru și să treacă de antrenamentul cu pușca, pentru că nu trebuie să omoare pe nimeni. El nu se răzgândește și Dorothy îi sună pe Tom și Berta pentru a-și împărtăși preocupările. Mai târziu în acea noapte, Desmond are coșmaruri din ziua în care și-a confruntat tatăl în timp ce o bătea pe mama lui și cât de îngrozitor a fost când i-a luat pistolul. A doua zi, Tom apare la fort în vechea lui uniformă și cu toate medaliile, cerând să vorbească cu fostul său comandant, care acum este general de brigadă. La curtea marțială, Desmond se declară nevinovat, dar când este pe cale să fie condamnat, Tom intră cu forță în tribunal. Aduce cu el o scrisoare de la brigadier, prin care le reamintește tuturor că dreptul de a fi obiector de conștiință este protejat de Constituție și cazul este închis pentru a evita problemele cu Congresul, iar Desmond poate începe pregătirea ca medic de luptă. Pentru a sărbători, Desmond și Dorothy se căsătoresc și petrec prima noapte împreună. În 1945, unitatea 77-a lui Desmond este trimisă la Okinawa. Imediat ce ajung, sunt loviți de realitatea dură, a zeci de cadavre duse în grămezi ca și cum ar fi gunoi și sunt aici pentru a le înlocui. Membrii rămași ai unității 96 se alătură echipei lui Glover și Desmond îi întâlnește pe unicii doi medici din zonă. Ei învață de asemenea despre Scarpământ Maida, cunoscut sub numele de Hacksaw Ridge. Americanii au încercat să ajungă sus de 6 ori, dar armata japoneză a reușit mereu să îi împingă înapoi. Inamicul omoară mereu medicii, așa că Desmond trebuie să dea jos crucea roșie pentru a nu atrage atenția asupra lui. I se dă și o cască nouă. Câteva zile mai târziu, unitatea ajunge pe Hacksaw Ridge. Cucerirea acestui loc este foarte importantă pentru că le va oferi Okinawa, iar a avea Okinawa înseamnă a avea Japonia. Marina lansează un atac pentru a intimida armata japoneză, iar odată ce exploziile și fumul au creat suficient haos, unitatea lui Glover urcă pentru a lupta. Bătălia este acerbă și implică pierderi grele de ambele părți. Cu toate acestea, Desmond nu se sperie și salvează cât mai mulți bărbați, inclusiv pe cei care sunt de obicei lăsați în urmă, pentru că sunt considerați ca și cum ar fi deja morți. Există câteva momente când este aproape capturat de soldații japonezi, iar Smithy se asigură că îi ucide pe toți și îl menține în siguranță pe Desmond. După lungi ore de luptă, se lasă noaptea și unitatea americană decide să se întărească și să rămână acolo pentru a păstra poziția cucerită, intenționând să curețe locul dimineața. Howell le reamintește tuturor că este periculos noaptea, așa că ar trebui să stea tot timpul în tranșee, iar Desmond încă vrea să caute supraviețuitori. Sergentul Howell îi permite atunci când Smithy se oferă voluntar să-l ajute. Desmond ajunge să aducă înapoi câțiva soldați înainte de a sta într-o groapă cu Smithy, care îl tratează cu respect acum că l-a văzut în acțiune, iar cei doi ajung să glumească. Când Desmond adoarme, are un coșmar în care inamicul ajunge în gaură și-l ucide. După ce s-a trezit cu un atac de panică, Desmond își împărtășește visul cu Smithy, care este șocat de ideea unui bărbat care nu ține o armă nici măcar în vis. Se pare că acesta este momentul ca Desmond să explice de unde vine aversiunea față de armele de foc. Într-o noapte s-a săturat de tatăl său beat, în timp ce o bătea pe mama lui și l-a confruntat. Desmond a luat pistolul din mâinile lui Tom și l-a îndreptat spre el, dar asta l-a făcut pe Tom să îngenuncheze plângând și Desmond a simțit în inima lui că și-a ucis tatăl. În acea zi, i-a promis lui Dumnezeu că nu va mai atinge niciodată o armă. În schimb, Smithy spune că nu și-a întâlnit niciodată tatăl și că mama lui l-a abandonat într-un orfelinat. A doua zi dimineață, armata japoneză lansează un contraatac, luând prin surprindere americanii care abia au avut timp să se trezească. Howell ordonă tuturor să se retragă și Marina vine în ajutor, dar din păcate Smithy moare înainte ca Desmond să-l poată duce într-un loc mai sigur. Armata SUA nu are de les decât să coboare, iar Desmond rămâne acolo. Aude țipetele bărbaților rămași în urmă și acceptă că este dorința lui Dumnezeu ca el să-i ajute. Capitanul Glover îi ia pe supraviețuitori și lasă acolo doar câțiva soldați să stea de pază. Desmond târăște cât mai mulți soldați răniți de pe câmpul de luptă, folosind o frânghie pentru a-i coborî de sus. Câteva ore mai târziu, Glover oprește artileria pentru a nu-și omorî oamenii, lăsându-i pe Howell, Desmond și pe restul soldaților de acolo, vizibil și vulnerabil în fața japonezilor. Acest lucru încă nu este suficient pentru ca Desmond să renunțe.
Jeepurile sunt trimise să ia soldații pe care i-a lăsat jos și Desmond continuă să meargă înainte, chiar dacă soldații japonezi se apropie. Câteva clipe mai târziu, Desmond găsește un soldat rănit și îl îngroapă, apoi se acoperă cu un cadavru pentru a nu fi văzut. Trucul funcționează și japonezii trec fără să-i vadă, așa că Desmond reușește să-l salveze pe soldat. În timp ce Glover imploră un superior pentru întăriri, Desmond se întoarce pe câmpul de luptă după ce a coborât soldatul, dar de data aceasta este văzut de inamic. Ajunge într-un tunel japonez, unde găsește un bărbat care și-a luat viața pentru onoarea lui. Inamicii folosesc acest tunel pentru a traversa zona și Desmond reușește să evite, până când găsește un soldat japonez rănit. Urmând codul medicului, Desmond împarte niște morfină și un bandaj cu el, în ciuda faptului că este un inamic. Desmond nu se lasă oprit de întuneric și continuă să salveze tovarășii, rugându-se și ignorând sângerarea mâinilor, până la coborârea chiar și a unor soldați japonezi. A doua zi dimineață, Glover este șocat să vadă că mulți soldați răniți au fost aduși în miezul nopții și în cele din urmă află de la unul dintre bărbații salvați că bărbatul pe care îl considerau cu toți un laș a făcut totul de unul singur. Între timp, Desmond îl găsește în sfârșit pe Howell împreună cu un alt soldat și după ce l-a salvat, se întoarce pentru a-și găsi sergentul. Un lunetist îl vede și îl împușcă, dar din fericire casca lui îl salvează de la moarte. Desmond fuge intenționat să-l atragă pe lunetist, care își dezvăluie locația și este împușcat de sergent. Desmond începe apoi să-l târască, în timp ce Howell împușcă soldații japonezi care îi urmăresc. Odată ce Howell a fost coborât, sare și Desmond, iar soldații japonezi care vin acolo pentru a-l termina sunt împușcați de Glover și oamenii săi, care au venit să-i ajute pe ultimii supraviețuitori. Desmond este întâmpinat cu cel mai mare respect și dus înapoi în corturile infirmeriei, unde află cu tristețe că celălalt medic a murit. Mai târziu, Glover îl vizitează pe Desmond și își cere scuze că l-a subestimat, apoi spune că el a făcut cel mai mult pentru țară. Glover mai explică că se vor întoarce sus mâine, dar este sâmbătă și că le-ar plăcea să-l aibă pe Desmond cu ei, dar îl vor respecta dacă preferă să-și onoreze sabatul. Desmond este de acord să plece și unitatea așteaptă ca el să termină rugăciunea înainte de a lansa atacul. Americanii iau prin surprindere pe japonezi și datorită întăririlor aprobate în sfârșit și a tunelului descoperit de el, întorc rapid bătălia în favoarea lor. Un grup de japonezi se înfață cu steagul capitulării, dar asta este o capcană, când sunt mai aproape ei aruncă grenade înspre americani. Japonezii sunt loviți instantaneu. Din păcate, Desmond este rănit când deviază o grenadă pentru a salva echipa. Soldații l-au pus pe o targă și se grăbesc să-l scoată din luptă, oprindu-se doar pentru a-i aduce Biblia înapoi când își dau seama că a căzut din greșeală. Americanii câștigă bătălia și cuceresc Hacksaw Ridge, după ce șeful unității japoneze a pus capăt greșelilor sale făcându-și seppuku. Adevăratul Desmond Doss a salvat 75 de oameni răniți pe Hacksaw Ridge. A fost primul obiector de conștiință care a primit medalia de onoare, cel mai înalt premiu al Americii pentru vitejie în luptă. Desmond și Dorothy au fost împreună până la moartea ei, în 1991, iar Desmond nu a încetat să fie modest în privința faptelor sale eroice, deoarece a acordat tot meritul lui Dumnezeu și a crezut că adevărații eroi sunt îngropați. S-a stins din viață la vârsta de 87 de ani în 2006. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!